Bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre o altă femeie care l-a întâlnit pe Domnul Iisus atunci când el era pe pământ. Vom vorbi despre soacra lui Petru. Evangheliile relatează acel episod când Domnul Iisus, fiind în Capernaum, după ce a ieșit de la sinagogă, a mers la Petru acasă. Și soacra lui era în pat, cuprinsă de friguri. Biblia ne spune că Domnul Iisus a mers la ea. A mers acolo unde era ea, în neputința ei, în durerile ei, în problemele ei, pentru că atunci când te confrunți cu o astfel de boală, nu prea poți face mare lucru. Rămâi acolo cu problema ta și cu neputințele tale. Domnul Iisus s-a apropiat de ea, ne spun Evangheliile, și s-a plecat înspre ea. Domnul Iisus nu a trecut nepăsător doar să o vadă și să o salute și să-și continue mai departe ce avea de făcut, ci s-a oprit în dreptul ei, semn că ea era importantă. Domnul Iisus s-a plecat și nu doar că s-a plecat, dar a atins-o și ea s-a vindecat. Domnul Iisus este cel care te poate atinge într-un mod special atunci când ești în probleme. Fiecare dintre noi ne confruntăm în viață cu diferite neputințe, fie că este vorba despre o boală fizică, o boală sufletească, o neputință spirituală. Atunci când suntem în această stare, să nu uităm că Domnul Iisus este acolo lângă noi. El este cel care vine la noi, El este cel care ia inițiativa. Chiar dacă noi nu putem vedea mai mult decât problemele noastre și neputințele noastre și suntem în starea în care suntem, El este cel care vine și se oprește în dreptul nostru. Dar nu doar că se oprește, ci El se pleacă spre noi, ne ia de mână, se atinge de noi și ne dă vindecare. Domnul Iisus se poate atinge și de tine astăzi. Trebuie doar să-ți ridici ochii și să-L vezi, că este acolo lângă tine. Să fim încurajați de faptul că, indiferent în ce stare suntem, El este Cel care poate să ne aducă alinare, să ne aducă vindecare și să fie lângă noi și să ne producă o bucurie pe care nimeni altcineva nu ne-ar putea o produce. Ce m-a învățat de la soacra lui Petru este că după ce Domnul Iisus a vindecat-o, ea nu a mai rămas acolo pe pat. Evangheliile ne spun că ea s-a ridicat și a început să le slujească. Nu a rămas acolo să se gândească, vai, dar cât de rău m-am simțit, cât de rău mi-a fost, putea să dureze mai mult, ci s-a bucurat de vindecarea pe care a primit-o, de faptul că Domnul Iisus a atins de ea și a plecat de acolo din starea în care era și a început să slujească. Poate că Domnul Iisus s-a atins și de tine și de mine. Care este răspunsul nostru? Suntem noi gata să ne ridicăm de acolo de unde am fost și să-i slujim Domnului și să le slujim celorlalți? Gândiți-vă la asta!